dorința lui Marcel Ciolacu de a face sau nu alianță cu AUR. Vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt acri. O alianță între AUR și PSD este exclusă, fiind doar speculații ce au rolul să distrugă imaginea de partid antisistem a formațiunii lui George Simion. În timp ce Marcel Ciolacu a sugerat că o astfel de colaborare nu este de dorit, AUR a respins categoric orice asociere cu PSD. În acest context, două proverbe par să se potrivească perfect. Vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt acri și câinele moare de drum lung și prostul de grijă altuia. O alianță cu PSD este complet exclusă, deoarece acest partid este perceput ca fiind toxic și corupt, plin de baroni care controlează resursele statului. De-a lungul anilor, PSD a provocat un rău imens economiei României. A crescut prețurile, a închis firmele românești și a demolat fabricile construite înainte de 1989. În plus, PSD a îndatorat România într-un mod periculos, ajungând la punctul în care țara nu mai produce aproape nimic. Aceasta este moștenirea guvernărilor PSD, care au distrus încrederea populației în clasa politică. O colaborare între AUR și PSD este exclusă și din cauza refuzului PSD de a implementa reforme reale. Cel mai important aspect este reforma administrativă, care ar trebui să reducă numărul de legi, instituții și angajați plătiți din bani publici. PSD, ancorat în structurile sale corupte, nu dorește o astfel de schimbare, deoarece ar afecta interesele baronilor și rețelelor de influență. România are nevoie de o reformă profundă, iar PSD nu va face niciodată pasul în această direcție.